La manifestările de la Țebe a fost prezentă și una dintre cele mai vocale figuri politice, Diana Șoșoacă. Aceasta a declarat că națiunea română trebuie să fie reclădită, fiind nevoie de o revoluție a conștiinței naționale. Cred că vin în fiecare an și înainte să fi intrat în politică, veneam. Într-adevăr, nu îmi plăcea să mă întâlnesc cu oficialitățile, pentru că știam că este doar o obligație din partea lor. Și veneam în general în timpul anului. De 2-3 ori pe an veneam cu copiii mei și le povesteam despre Avram Iancu. Îi puneam să scuture Gorunu, gândindu-mă că poate așa generațiile următoare vor scutura odată Gorunu, să se deștepte Avram Iancu, să facem o revoluție adevărată, să ne eliberăm. Este nevoie de această revoluție? Este nevoie de o revoluție la nivelul conștiinței naționale, în primul rând. Este nevoie de reclădit o națiune, pentru că nu mai suntem o națiune, nici un popor. Este un popor aflat în toată lumea, împânzit. Cred că jumătate din poporul român, dacă nu mai mult, se află pe alte meleaguri. Ori o națiune înseamnă să fie unită, să fie iubită de oficialitățile sale. Mă uitam aici, cei mai mulți dintre oficiali au venit în ultimele 5 minute la slujba de la biserică, au făcut poze, după care au plecat.